Lăsăm malul Crișului în urmă și pășim în partea de dincolo de apa Oradiei, de altfel o continuare firească a traseului nostru sau al oricărui călător însetat de cunoaștere, căci ceea ce descoperim mai departe e la fel de minunat, variat și complex. Clădiri care de care mai impunătoare și frumos decorate, dezvăluind gustul pentru frumos al celor care le-au construit sau le-au stăpânit. Deci am trecut Crișul, am ajuns în alte parte a orașului, dar povestea noastră continuă. Da, aici e un vârtej, da. E chiar un vârtej și de stiluri și de circulație. Piesa cea mai importantă acestei coroane arhitecturale este teatrul. Un teatru făcut într-un an de zile. Într-un an de zile? Da, adevărat că proiectul era a celebre echipe de arhitecți specializați pe teatre în toată Europa, Helmer și Ferner, care erau de unde? Erau austrieci, dar erau din toată lumea, pentru că cei care aveau bani veneau și le comandau teatre la acești doi, dar teatre a la Garnier, opera din Paris. Da, chiar asta mă întrebam, au urmat un anumit model, pentru că e foarte impunătoare. Este modelul lor care e de teatru clădire pentru lumea bună de la sfârșit de 19. Dar Oradea deja era cu picior în secolul 20, practic, și teatrul ăsta e anacronic. Dar, fiind o lume de poveste, avea nevoie de un teatru european, chiar dacă demodat. Dar e superb. Înăuntru, cine va veni și va vedea acest teatru la un spectacol cu trupe foarte bune, va fi uluit de cât de vienez și de parizian și de european este teatrul. Stilul clasic, dar e completă disonanță, pentru că aici avem hotelul Astoria, unde venea de la teatru lumea bună, actorii, actrițele veneau și cu intelectualii la cafeneaua MK, stătea Audi, deci numele importante ale inteligenției orădene veneau și benchetuiau după teatru. Un alt loc de benchetuire este hotelul Rimonoții, deocamdată în ruină prelungită, dar va fi refăcut în curând. Sperăm că reconstrucție în curând. Da, da, acolo era un spa, erau băi de aburi, o cafenea celebră, un restaurant minunat care și acum poate fi vizitat. Deci păstrat perfect de la Belle Époque. Și, deci, iată, o lume care iubea viața de noapte, mai ales o lume intelectuală, rafinată, de ziariști, actori, actrițe, lume poeți, o lume știutoare de carte, o lume care savura plăcerile vieții. Deci, acest hotel Art Nouveau deja, Astoria, și lângă el alt hotel, Transilvania. A, tot hotel era și acesta. Da, tot hotel, cu restaurant, bineînțeles, jos, iar lângă Transilvania era o fostă bancă, opera aceluiași Rimonoții.